Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera mea! O să facem un scurt video cu perechile de rândunele de Saxonia și perechea de voltați indieni. Așa cum vă arătam și în videoul trecut, puișorii ne cresc destul de bine, ies pui calitativi, fără niciun pic de pată, de altă culoare în ei, ci doar strict standardul rasei. I-am adus așa pe toți ca să-i puteți observa. Mai avem și alți puișori, dar care încă sunt mici. Nu s-au îmbrăcat în pene și nu ne putem da seama de foarte multe despre acei puișori. Dar despre aceste perechi de rândunele ne putem da seama foarte bine. Adică cei care cunosc calota, musca, ia uitați-i cum se strâng toți. Cei drept este puțină răcoare, adică răcoare. Noi videoul facem aproape de lăsarea întunericului și vremea se mai... temperatura scade și ei se strâng să se încălzească. Sper să vă placă acest video. Am zis să mai luăm așa, să mai despărțim. Deci aceasta ar fi prima pereche de rândunele. Ia să punem așa. Așa. Avem prima pereche de rândunele, voltații indieni și cea de-a doua pereche de rândunele. Sper să vă placă acest video. O să pun pe pauză, să merg să iau și perechea de jucători de Uzbekistan. Sau nu, o să facem un video separat. Pentru că cu perechea de jucători de Uzbekistan și cu perechea de Rostov, să vedeți și ei la fel cum au crescut. Cât au crescut de mărișori. Sper să vă placă acest video. Eu vă salut și până data viitoare vă urez toate cele bune. O să venim cu videouri noi. O să crească și ceilalți puișori. Și o să ne dăm seama și de calitatea celorlalți puișori. Vedeți și încălțătură. Faina are rândunea de Saxonia. La fel și voltatul indian. Aici iarăși avem o încălțătură foarte frumoasă. Or să se facă foarte, foarte frumos și în 2 săptămâni cred că o să coboare din cuib. Dar o să facem video, o să facem videouri când îi înțărcăm, când îi ducem în voliera lor, în voliera puilor. Așa cum v-am zis, sper să vă placă, așteptăm și un like din partea dumneavoastră. Vă salut și până data viitoare vă urez toate cele bune!